Pentru această salată voi avea nevoie de piept de pui, parmezan, lămâie, usturoi, o baghetă, sare, iaurt grecesc. Am aici o varză iceberg, dar puteți folosi orice tip de salată cu frunze crocante și tare găsiți. Piper negru, ulei de măsline și acum hai să trecem la treabă. Mai întâi de toate o să iau pieptul de pui și o să-l tai în două pe verticală. Nu uitați să îndepărtați acest os care unește pieptul de pui. Acum fiecare bucată o să o tai în două pe orizontală. Pun bucățile de piept de pui pe o farfurie și o să le condimentez cu sare și piper negru. Pentru aromă o să răzuiesc coaja de la o lămâie. De asemenea, puteți pune și rozmarin proaspăt, cimbru sau orice altceva doriți ca să-i dați un gust mai bun. Stropesc cu ulei de măsline și masez carnea, după care o pun pe tigaie grill bine încinsă. Voi coace carne pe fiecare parte circa 4-5 minute și acum mă duc să-mi spăl mâinile și trecem la următorul pas. Cât carne se pregătește, eu voi prepara sosul. Nu este un sos clasic pentru salată Cezar, unde se folosește ouă, dar voi face un sos pe bază de iaurt grecesc. Aici am iaurt grecesc de 10% grăsime. Voi răzui 2 căței de usturoi sau puteți pune cât doriți. Așa. O să scurg sucul de la o jumătate de lămâie și răzuiesc cât mai mult parmezan. Cred că ajunge, dar se putea și mai mult. Așa. Adaug puțină sare, dar nu prea multă pentru că parmezanul este deja sărat. Piper negru. Ulei de măsline. Și amestec totul împreună. Ați văzut cât de ușor și rapid am pregătit acest sos. Acum e timpul să întorc carnea. Carnea de asemenea o puteți fierbe, coace la cuptor sau pur și simplu să o prăjiți pe o tigaie simplă. Între timp iau o tigaie și o pun la foc mediu și încep să tai bagheta cu bulețe. A venit timpul să scot carnea de pe tigaie. O pun într-o farfurie și este necesar să o lăsați să se odihnească puțin. Astfel carnea va rămâne suculentă. Și eu continui să tai pâinea. Aceasta este una din salatele noastre preferate. O pregătim atunci când dorim cât mai repede să facem ceva de mâncare sau când așteptăm oaspeții și lor la fel foarte mult le place. Și sper să fie această rețetă și una din preferatele voastre. Așa. Pun bucățelele de pâine pe tigaie deja încinsă.
Zdrobesc 3 căței de usturoi și o să-i pun pentru gust. Îi adaug în tigaie. Adaug puțin ulei de măsline pentru ca să ajute să se rumenească frumos. Și răzuiesc puțin parmezan. Asta îi va da un gust și o aromă extraordinară. Amestec crutoanele din când în când ca să nu să se ardă. Trebuie să se rumenească frumos și să se usuce puțin. Între timp o să tai varza iceberg. Îi tai partea de jos. Și o tai cubulețe. Salata am tăiat-o și o să o pun într-un bol încăpător. Așa. Adaug peste ea sos, cam 2 linguri și amestec până când toate frunzulițele se vor acoperi cu acest sos. Cred că o să mai adaug o lingură pentru că nu mi-ajunge sos. Și acum încep încetul să asamblez salata. Iau o farfurie plată și frumoasă, desigur că. Pun pe ea toată salata. Și o aranjez. Salata am aranjat-o pe platou. Acum o să iau și o să tai pieptul de pui. Eu le tai în felii, dar voi puteți să le tăieți și în cubulețe sau oricum vă place. Carnea a reușit să se odihnească, este moale, suculentă și o să o aranjez acum peste salată. Acum la fel aranjez și crutoanele. Le-am scos usturoiul și, dar voi puteți să aranjați oricum doriți, puteți să amestecați totul împreună cu sos. Mie îmi place așa să aranjez, așa că eu vă arăt cum servesc această salată acasă. O să mai tai puțin parmezan cu un cuțit pentru legume. Uitați vă cât de bine arată! Decorez cu câteva frunzulițe de busuioc sau puteți adăuga germeni sau vlăstări, orice doriți. Și serviți salata cu sosul care v-a rămas. Fiecare o să-și pună în farfuria lui, că este destul sos. Așa, voilà, aceasta este varianta mea de salată Cezar. Sper să vă placă și acum a venit momentul cel mai important, care să gust. Așa, iau și să pun. Salata e extraordinară, varza îi dă o prospețime și este atât de crocantă. Carnea a ieșit moale și suculentă, crutoanele sunt la fel crocante și gustul acesta de parmezan. Sper să vă placă această rețetă și să o pregătiți cu plăcere. Sosul care l-am pregătit este cu mult mai sănătos și desigur că este mai gustos. Rețeta întregime o găsiți pe site-ul nostru oficial valerisfood.md.